Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului valabilă până la ora 22. În Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și în sudul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar pe arii restrânse, îndeoseb pe litoral, rafalele vor depăși 75-80 de km pe oră. În Carpații meridional și în Carpații de curbură, vântul va continua să prezinte intensificări, temporar cu viteze de peste 70-80 de km pe oră, iar zăpada va fi spulberată. Intensificări ale vântului vor mai fi în sud-estul țării și noaptea de luni spre marți și în cursul zilei de marți, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, iar pe litoral rafalele vor depăși 55-60 de km pe oră. Temperaturile maxime s-au încadrat între minus 3 grade la Gunașugatac și Târnăveni și 8 grade la Apa Neagră. În zilele următoare, presiunea atmosferică la nivelul solului se va menține ridicată deasupra spațiului geografic al țării noastre, iar masa de aer rece va persista și în a doua parte a săptămânii se va retrage treptat către nord-estul continentului. În acest context sinoptic, izolat vor fi condiții de ceață cu depunere de chiciură. Marți, vremea va fi rece pentru această dată, mai ales dimineața și noaptea, geroasă local în nord și centru și izolat în rest. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă de minus 7-5, posibil mai coborât în zona preorășenească. Și miercuri cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Dimineața ceața își va face apariția în zonele joase de relief. Pentru prima parte a lunii ianuarie, temperaturile vor fi scăzute, dar specifice perioadei.